It's been a very rich privilege for me to be with you this weekend. A fost un privilegiu ca acest weekend să fiu în mijlocul dumneavoastră. And I've had the joy of meeting many of the young people of this church who are raising families. Am avut bucuria să întâlnesc foarte mulți tineri care cresc familii. And I've been very impressed with their love for God and their love for their kids. Și am fost impresionat de dragostea lor față de Dumnezeu și față de copiii lor. And impressed with their humility. Și impresionat de umilința și smerenia lor. With their willingness to receive instruction and to sit at God's feet. Dorința lor ca să primească instrucțiuni și să stea la picioarele Domnului. So I'm very thankful for this weekend and I feel enriched by my time with you. Așadar, mulțumesc pentru acest weekend și mă simt îmbogățit pentru timpul petrecut împreună. I want to draw your attention tonight to Deuteronomy chapter 6, to the passage that was read in your hearing. Vreau să vă atrag atenția la pasajul care s-a citit în seara aceasta și anume Deuteronom capitolul 6. And it's a wonderful passage that addresses the need for us to provide daily instruction for our children in the ways of God. Și este un pasaj frumos care ne învață despre nevoia de a învăța pe copiii noștri despre legea Domnului. It's very easy for us as parents to make massive assumptions about what our children understand about the faith. Este foarte ușor pentru noi ca părinți să facem presupuneri cu privire la ce înțeleg copiii noștri despre credința creștină. And sometimes we think that they're understanding things that they don't fully understand. Și câteodată credem că ei înțeleg lucruri care de fapt nu le înțeleg. And often that's because we have failed to take the time to carefully, patiently instruct them in God's word. Și asta se întâmplă pentru că nu ne facem timp ca să le dăm instrucțiuni corecte din cuvântul Domnului. And so we assume that they understand things that they don't actually understand fully. Așadar, noi presupunem că ei înțeleg lucruri care de fapt ei nu le înțeleg pe deplin cum trebuie. We had an illustration of how easily children can misunderstand their parents. Și avem o ilustrație despre felul cum copiii înțeleg greșit pe părinții, pe instrucțiunea părinților. Our youngest son was 7 years of age and we sent him to a summer camp for a week. Băiatul nostru avea 7 ani de zile când l-am trimis la un summer camp pentru o săptămână. And it was a Christian camp and we were happy that he would be able to be there. Și era o tabără creștină, un camp creștin. Of course his mother was a little worried about him because he had never been away from home that long before. Și bineînțeles că mama era îngrijorată pentru că copilul n-a fost niciodată plecat de acasă până la punctul acela. And I gave her assurances as a father that I had checked out the camp and I was sure he would be okay. Și i-am dat siguranța aceasta că am verificat toate lucrurile și totul va fi bine. That this camp had operated for over 30 years and they had never lost a camper. Și că această tabără creștină de 30 de ani de zile sunt în business și n-au pierdut niciun copil. Well, of course, my wife packed a whole week's worth of mothering into the suitcase. Oricum mama soția, deci mama copilului s-a ocupat și s-a îngrijorat și a pus tot ce a trebuit acolo. And before she closed the lid, she gave him a guided tour of the suitcase. Și înainte să închidă geamantanul acela unde a pus toate proviziile, i-a dat o instrucțiune despre ce se întâmplă acolo în bagaj. She showed him everything that was there and told him how he was supposed to use it. Și i-a spus cum trebuie folosite toate lucrurile din bagaj în perioada campului. When she got to the underwear, she said, "Honey, don't forget, put on a clean pair of underpants every day." Când a ajuns la lenjeria intimă, i-a spus, uite, ai grijă în fiecare săptămână să schimbi ce trebuie schimbat. Well, he survived the week at the camp just fine. Așadar, el a supraviețuit o săptămână la camp, la tabără, a fost totul bine. And he came home at the end of the week. Și a venit acasă după o săptămână de tabără. We noticed he looked a little thicker than he had been before. Și arăta mult mai grăsuț decât arăta înainte. And we discovered he is wearing 7 pairs of underpants. Și am descoperit că avea 7 perechi de nu știu izmene, da, izmene.
Cuvântul he, care, da. He put on a clean pair every day, just like mother said. El și-a pus câte o pereche nouă în fiecare zi după cum mama i-a dat instrucțiunea de izmene. She assumed that he would understand you're supposed to take off the dirty pair before you put on the clean pair. Ea a presupus că el înțelege că trebuie să dea ce trebuie dat și să pună nou. We sometimes do this with our children. We assume that they understand things that they don't actually understand. Presupunem de multe ori deci cu copiii noștri că înțeleg și de fapt ei nu înțeleg. And sometimes our formative instruction of our children is inadequate because of that. Și de multe ori noi greșim în a instrucționa pe copiii noștri într-o formă formativă pentru că avem această presupunere. Now there's a wonderful illustration in the Old Testament of the importance of this formative instruction of children. Există o imagine în Vechiul Testament despre instrucțiunea aceasta formativă care formează asupra copiilor. So I want to turn you away from Deuteronomy 6 for just a moment to Joshua chapter 24. Haideți să deschidem Biblia la Iosua capitolul 24 să vedem această imagine, capitolul 24 Iosua. Now we're all familiar with this passage. Suntem familiari cu acest pasaj. It's the well-known passage where Joshua says, "As for me and my household, we will serve the Lord." Este bine cunoscutul pasaj unde Iosua stă și zice că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. And you might remember the history behind this statement. Și probabil vă aduceți aminte istoria din spatele acestei declarații. As you know, Joshua was the leader that led the people into the conquest of the promised land. Iosua a fost un lider care a condus poporul în cucerirea Canaanului, țării Canaanului. And by the end of Joshua, they have already conquered their enemies. Și la sfârșitul acestei cărți, într-adevăr, ei au cucerit țara și au biruit pe dușmani. And the land has been divided amongst the various tribes. Pământul a fost împărțit între cele 12 seminții. And Joshua is saying farewell as the leader of Israel. Și Iosua cumva și-a la revedere de la Israel ca și lider. And he's reminded them of their history. Și le reamintește istoria lor. He's reminded them of God's redemptive acts toward Israel. Le reamintește cum Dumnezeu i-a răscumpărat pe Israel din Egipt și i-a condus. He reminds them of the call of God to Abraham. Reamintește despre chemarea Domnului asupra lui Avraam. And how God gave the land of Canaan to Abraham. Și cum Dumnezeu i-a dat țara Canaanului lui Avraam. And he reminds them of the exile into Egypt. Și le reamintește chiar și despre perioada robiei din țara Egiptului. And how God delivered the people from Pharaoh and from oppression. Și apoi cum Dumnezeu a răscumpărat și a eliberat pe evrei din mâinile egiptenilor și din mâinile lui Faraon. And so in verse 13 he says, I gave you a land that you did not on which you did not toil and cities that you did not build and you live in them and you eat from vineyards and olive groves that you did not plant. Așadar le spune apoi în versetul 13, v-am dat o țară pe care nu o munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți, vii și măslini pe care nu i-ați sădit, dar care vă slujesc ca hrană. Now fear the Lord your God and serve him with all faithfulness. Throw away the gods of your forefathers worshipped beyond the river and in Egypt and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living, but as for me and my household, we will serve the Lord. Acum temeți-vă de Domnul, versetul 14, și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri, dincolo de râu și în Egipt, și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți, că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. And you recall the response of the people to Joshua's challenge. Și apoi el ne prezintă felul cum oamenii au răspuns la această provocare. They said, we will serve him too. Oamenii au zis și noi vom sluji Domnului.
We will not turn away from God. Nu ne vom întoarce de la acest Dumnezeu. He's our God. El este Domnul nostru. He's delivered us out of the land of bondage. El ne-a scos din țara robiei. We will serve him. Îi vom sluji Domnului. But Joshua challenges them. Dar Iosua îi provoacă. He says, "You're not able to serve the Lord." Voi nu sunteți în stare să slujiți Domnului. Remember what kind of a God he is. Aduceți-vă aminte ce fel de Dumnezeu voi slujiți. He won't overlook your sin. El nu va trece cu vederea păcatul din viața voastră. And if you say you're going to serve him and you fail to serve him, he will bring disaster upon you. Și dacă voi spuneți că veți sluji Domnului și apoi nu veți face așa, Dumnezeu vă va pedepsi, va aduce dezastru asupra voastră. But the people are determined. Dar oamenii sunt determinați. They say, "We will serve the Lord." Ei zic, vom sluji Domnului. We will obey him. Îl vom asculta pe Domnul. Do you remember what happened? Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat? A couple pages later in your Bible. Dacă dați pagina în Biblie, doar un pic mai înainte. In Judges chapter 2. În Cartea Judecători, capitolul 2. We read some of the saddest words in the Old Testament. Citim probabil unele dintre cele mai triste cuvinte din Vechiul Testament. After Joshua had dismissed the Israelites, verse 6, they went to take possession of the land, each to his own inheritance. The people served the Lord through the lifetime of Joshua and the elders who outlived him, who had seen all the great things the Lord had done for Israel. Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died at age 110, and they buried him in the land of his inheritance at Timnath-Heres, in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. L-au îngropat în ținutul pe care l-avea de moștenire la Timnath-Heres, în muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaș. Now listen to these words. Acum fiți atenți la următoarele cuvinte. After that whole generation had been gathered to their fathers, another generation grew up who neither knew the Lord nor what he had done for Israel. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. And then the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Copiii lui Israel apoi au făcut ce este rău înaintea Domnului. They served the Baals. Și au slujit Baalilor. They forsook the Lord, the God of their fathers. Au părăsit pe Domnul, Dumnezeul tatălor lor. They followed and worshiped the various gods of the nations around them. Și-au slujit și s-au închinat la dumnezeii acelor neamuri din prejur. And it says in verse 15, whenever Israel went out to fight, the hand of the Lord was against them to defeat them, just as he had sworn to them, and they were in great distress. Și versetul 15 spune că oriunde mergeau ei evrei, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Think about what is said here. Gândiți-vă la ce ni se consemnează aici. The very first generation to grow up in the promised land grew up not knowing the Lord or what he had done for Israel. Prima generație care a crescut în țara promisă, în Canaan, ei au crescut și nu mai cunoșteau pe Domnul și ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. Think about that. Gândiți-vă, meditați la acest aspect. How could that have happened? Cum s-a putut întâmpla așa ceva? How could they not know about the mighty acts of God? Cum adică să nu cunoască ei despre lucrările mari și mărețe ale Domnului? How could they not know about manna in the desert? Să nu fi știut ei despre mana aceea ce a venit din cer în deșert? How could they not know about the Red Sea being parted? Cum de n-au știut despre faptul că Marea Roșie s-a despărțit? How could they not know about God bringing water from a rock? Cum de n-au știut despre lucrarea aceea când Dumnezeu scoate apă din stâncă? How could they not know about the walls of Jericho falling down? Sau despre zidurile Ierihonului căzând jos? How could they not know God's covenant? Sau despre legământul Domnului? And the blessings and the cursings
of the covenant. Și binecuvântările care veneau în urma legământului. And we can ask ourselves, who failed? Și putem să ne întrebăm unde a fost greșeala, vina. What happened? Ce s-a întâmplat? Did Joshua fail? A greșit Iosua? Did the priests in Israel fail? Au greșit preoții din Israel? Did the prophets fail? Poate prorocii, profeții au greșit? Did the Levites fail? Poate că leviții au greșit? I would submit to you that the failure was the failure of the family. Eu vă propun în această seară că greșeala a fost în familie. It was the failure of the home. A fost greșeala caselor, a familiilor. It was the failure of fathers to lead their children in God's ways. A fost greșeala tatălui să lase pe copii așa cum nu trebuie. It was the failure of the family to provide instruction for their children. A fost greșeala că familia nu a vorbit despre lucrările și nu au vorbit despre instrucțiunile Domnului. And as a result, the first generation who was raised in the land of promise grew up not knowing the Lord or what he had done for Israel. Și ca și consecință, prima generație care a fost în țara Canaanului au crescut, ei nu cunoșteau pe Domnul și lucrările Domnului. The primary place for your children to have their thinking rooted in biblical soil is not the church. Locul cel mai principal și unde trebuie ca copiii să fie expuși la învățătura Domnului nu este biserica. The church is here to equip you. Biserica este aici să ne echipeze, să vă echipeze. The primary place for your children to have their thinking rooted in biblical soil is the home. Locul principal unde copiii trebuie să primească și să fie înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu este acasă. It's not summer camp. Nu este la o tabără creștină, summer camp. It's not Christian school. Nu este la școala creștină privată. It's not youth program. Nu e la programul de tineret. Now we are thankful for those people who minister to our children. Acum mulțumim Domnului pentru toate aceste lucrări și departamente. But the primary place for them to have their thinking rooted in God's word is the family. Dar locul principal unde ei trebuie să fie înrădăcinați în cuvântul Domnului este în familie. It's the home. Este acasă. It's the calling of fathers and mothers. Este chemarea tatălui și a mamei. And you see the failure of Joshua 24 and excuse me, Joshua 24 and Judges 2. Vedeți dumneavoastră greșeala deci din cartea Judecători și apoi chiar și din Iosua. Is the failure for God, of God's people to do what God had called them to do in Deuteronomy chapter 6. Tot ce vedem în cartea Judecători și în Iosua este pentru că ei au neglijat porunca lui Dumnezeu din Deuteronom capitolul 6, mandatul lui Dumnezeu. Because the family is the place where our children learn the ways of God. Pentru că în familie copiii învață despre lucrările lui Dumnezeu. Maybe there are single parents here. I don't know you as a group of people. Poate că există aici chiar părinți care sunt singuri, un singur părinte, nu vă cunosc ca și congregație. And maybe you're doing this job without the support of a spouse. Și poate că faci această lucrare fără suportul partenerului. But let me encourage you. Dar lăsați-mă să vă încurajez. God can give you grace. Dumnezeu vă poate da har. Even as a single mom or dad. Chiar și ca și o mamă singură sau un tată singur. I have two wonderful Christian daughters-in-law. Eu am două nurori creștine care iubesc, două nurori creștine. One of them was raised by a single mom. Una dintre aceste nurori a fost crescută de o singură mamă, doar de mama. And she raised her children without the help of a husband. Și ea și-a crescut copiii fără ajutorul soțului. And she was faithful in her task as a mom. Și a fost credincioasă în chemarea ei ca și mamă. And her children now as adults know God and love God. Și creștinii care sunt acum adulți, ei îl cunosc pe Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu. And you know the need to provide a distinctly Christian culture of thought is great in our day. Există o nevoie mare ca să creăm o gândire creștină în zilele noastre. Because the moral degradation of American culture is American society is cultural in its reach. Vedeți dumneavoastră, în societatea americană există o degradare morală care tot crește. Everything has been bent to serve a culture that is
moving away from God. Totul este lovit sau totul este îndoiat ca să fie să acomodeze unei o societate care se depărtează de Dumnezeu. So entertainment. Divertismentul, entertainment. The arts and music. Chiar și artele, chiar și muzica. Literature. Literatura. Sports. Sporturile. Work. Munca. Leisure, recreation. Timpul acesta de recreație. They're all serving a culture that is determined to remove Christianity from our consciousness. Toate acestea slujesc unei culturi, unei societăți care vrea să scoată creștinismul din gândirea și din fibra acestei națiuni. And our children are being taught how to think about authority and justice. Și copiii noștri sunt învățați cum să gândească despre autoritate, despre dreptate, justiție. About honor and amusement. Despre onoare și despre amuzament. About responsibility and service of others. Despre responsabilitate, despre slujbă în dreptul altora. About gender and sexuality. Despre identitatea sexuală, despre gender. And they're being taught by a culture that is turning away from God. Și ei sunt învățați de către o societate și o cultură care se îndepărtează de Dumnezeu. So the need for this is great. Așadar, există o nevoie mare ca noi să învățăm copiii. And I want to take a few minutes just to look at Deuteronomy chapter 6 with you. Și vrem să luăm câteva minute ca împreună să privim la Deuteronom capitolul 6. And to see the truths that instruct us in this passage. Să vedem adevărurile care trebuie să fie instrucțiune pentru noi. The first thing I want you to notice is that there is a three-generation vision in this passage. Aș vrea să observați de la bun început că în acest pasaj se are în vedere trei generații. He says, I'm giving you these commands so that you and your children and their children will walk in the ways of God. Spune cuvântul aici că îți dau aceste porunci ca tu și copiii tăi și copiii copiilor tăi să iubiți și să umblați după Domnul. Think about the vision that gives you for raising your children day by day. Gândește-te la această viziune care ți se dă în creșterea copiilor. Because there's more on the line than just simply meeting the needs of the moment. Pentru că se are în vedere mult mai mult decât doar rezolvarea nevoii de moment. And my concern is more profound than just getting this child to jump through my hoops. Și îngrijorarea mea trebuie să fie mai mult decât doar îl ajuta pe copil să navigheze prin dificultăți. And if your vision is no greater than just surviving the day and solving the problems of the moment, you will never do Deuteronomy 6. Și dacă viziunea ta nu cuprinde ceva mai mult decât doar de moment, atunci tu nu poți aplica cum trebuie Deuteronomul capitolul 6. Because simply solving the problems of the moment will short circuit your labors. Pentru că vedeți dumneavoastră, doar faptul că te ocupi de problema de moment nulifică chemarea pe lungă durată. Obviously we have to respond to each day's troubles. Bineînțeles că noi trebuie să răspundem și la problemele de moment. But we want to have this large three generation vision in our minds at all times. Dar vrem să avem în vedere ceva cu bătaie lungă și anume copiii noștri, copiii copiilor noștri. I might be correcting a 6-year-old at this moment. Eu poate că îl corectez acum în momentul acesta pe cel de 6 ani. But my goal is to instill in his heart a love for God. Dar dorința mea este să pun în inima lui o dragoste pentru Dumnezeu. And a love for God's ways. Și o dragoste pentru modul lui Dumnezeu de a lucra. I want to have him taste the joys and delights of an unseen world. Aș vrea ca el să se bucure de ceea ce nu vede acum cu ochii. I want to persuade him that there are transcendent things worth living for. Vreau să-l conving pe acest băiețel că există lucruri pe care nu le poate pricepe, dar pentru care el trebuie să trăiască. I want to inspire in him a love for God and God's ways. Vreau să inspir în el o dragoste, o iubire față de Dumnezeu și căile lui Dumnezeu. We can't just think survival as we interact with our children. Nu trebuie să gândim doar supraviețuirea de moment, cum să rezolv problema doar acum. We've got to think kingdom. Trebuie să ne gândim cu valoare de împărăție. I'm building a worldview that is biblical into the heart and mind of this child.
Eu construiesc o împărăție biblică, o gândire biblică în inima și în viața acestui copil. And I'm doing that because I want my children and my grandchildren to walk in the ways of God. Și fac lucrarea aceasta pentru că vreau ca copilul meu și copiii copilului mai departe nepoții să iubească și să umble după Domnul. My concern is not just the moment. Îngrijorarea mea nu este doar momentul acum. But I'm raising my children each day with a concern for where my grandchildren are going to be 50 years from now. Îl cresc pe copilul meu gândindu-mă unde vor fi și nepoții mei 50 de ani de zile în continuare. Psalm 78 talks about this. Psalmul 78 vorbește despre acest mare adevăr. The psalmist says that God has established a testimony in Jacob and appointed the law in Israel. Verse 5, excuse me. Versetul 5, el zice că și-a pus o mărturie în Iacov și a dat o lege în Israel. Which he commanded our fathers to teach to their children so that the next generation might know them, the children yet unborn, and might arise and tell them to their children so that they should set their hope in God and not forsake the works of God but keep his commands. Deci versetul 5 și 6 din Psalmul 78. El, Dumnezeu, a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea, în legea Domnului, copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care apoi, când se vor face mari, să vorbească despre ea, despre legea Domnului, copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. We've got to get beyond just a survival focus. Dar trebuie să trecem de aspectul acesta doar de supraviețuire de moment. As we engage our children day by day, we've got to do it with this three-generation vision. Trebuie să avem această viziune mai departe, trei generații în continuare. We've got to be thinking about one generation following the next in the ways of God. Trebuie să ne gândim ca și următoarea generație și copiii copiilor noștri să slujească Domnului. Think of the greatest missionary works that were ever done in the history of the church. Gândiți-vă la lucrările acestor mari misionari, unii misionari din istoria bisericii creștine. The missionaries in the first five centuries that went into raw pagan Europe. Gândiți-vă din primele 5 secole la cei misionari care s-au dus în Europa păgână și barbară. And they preached the gospel. Și au predicat evanghelia. And they transformed culture. Și culturile acelor pământuri s-au transformat. Western culture was shaped by that work of Christian missionaries. Și apoi prin lucrarea acestor misionari prin creștinism în tot civilizația vestică a fost transformată și schimbată. So concepts of music and art. Până chiar și conceptele acestea de muzică și lucrarea de artă. Concepts of literature and gender and roles. Literatura și modul cum este înțeles bărbatul, femeia. Law and justice. Legea și justiția. Architecture. Arhitectura. Ethics. Work. Moralitatea, munca. Prosperity. Prosperitatea. Business. Domeniul afacerilor. All these things were rooted in biblical soil. Toate acestea au fost înrădăcinate în ceva biblic, în ceva creștinesc. So we have to have this large vision in our homes. Dar noi trebuie să avem această viziune largă în casele noastre. I'm interacting with this child. Eu am de-a face cu acest copilaș. But my concern is for where my grandchildren are going to be 50 years from now. Dar îngrijorarea mea este de asemenea unde vor fi copiii copiilui și nepoții mei. Now when do we do this job? Acum când facem noi lucrarea aceasta? And the answer is clear in this passage. Și răspunsul este clar, concis în acest pasaj. This is something we're involved in all the time. Aceasta este o lucrare care necesită zilnic, tot timpul. It says, talk about the ways of God. In verse 7, talk about the ways of God when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Versetul 7 spune să vorbești de poruncile Domnului când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Think about the times when you're sitting around the home. Gândește-te la timpul când ești pe acasă. There are both formal and informal sitting around the home times. Sunt momente când sunt mai formale, mai informale. Sometimes the family is gathered together for family worship.
Câteodată poate familia este adunată, altarul din familie, de închinare. And the children know this is the time of day when we gather as a family, we read God's word, we sing together, we pray together. Și copiii știu clar, acum este momentul din zi când noi ca și familie suntem adunați, ascultăm cuvântul, cântăm, ne rugăm. I had the rich privilege of being raised in a home where we always had family worship. Eu am avut un mare privilegiu să fiu crescut într-o familie, într-o casă unde în tot timpul exista altar în familie, închinare. We did it first thing in the morning. Făceam lucrul acesta chiar primul lucru dimineața. Before the first person who had to leave would leave the house. Înainte ca prima persoană să plece la lucru sau la școală. And every day we read the Bible and prayed together. Și în fiecare zi noi citeam Biblia și apoi ne rugam împreună. I cannot remember a day that did not begin with reading God's word and praying. Eu nu mi-aduc aminte să fi început vreo zi fără să ne fi rugat și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Now as an adult I know we must have missed some days. Acum ca și adult probabil au fost zile în care but it was so much the pattern of family life I have no recollection of a day that did not begin with reading the Bible and praying. Dar acesta a fost modelul familiei noastre încât tot timpul noi așa începeam ziua cu rugăciune și cu citirea cuvântului. There are other times of sitting around the house that are less structured. Există apoi alte momente în viața noastră de familie când nu sunt așa structurate ca și familie. But they're just as purposeful in showing God's ways to our children. Dar sunt și aceste momente necesare pentru ca noi să le arătăm copiilor de Domnul și instrucțiunile, poruncile Domnului. So when we're sitting around the house together. Așadar când suntem acasă cu familia. We're just hanging out. Și pur și simplu doar petrecem timp împreună. The ways of God and the goodness of God's care. Say that again, I didn't get the last. The ways of God and the goodness of God's care for us. Lucrările lui Dumnezeu și felul cum Dumnezeu ne poartă de grijă. The soul satisfying nature of God's truth. Modul cum lucrările și adevărurile lui Dumnezeu satisfac sufletul. It's what fills every conversation. Este ceea ce trebuie să umple conversațiile și discuțiile din casă. It's like a fresh breeze blowing through the house all the time. Ca și un vânt proaspăt care adie și intră în casă. There are those times of lying down. Există acele momente când ne odihnim. Bringing the day to a close. Când suntem obosiți, ziua s-a încheiat. Reflecting on the blessings and opportunities of the day. Și atunci trebuie să reflectăm și să ne gândim la binecuvântările acelei zile. It's a time to pray with our children by their bed and give thanks to God. Este momentul acela când trebuie să te rogi cu copiii înainte de culcare acolo lângă pat. It's a time for us to model for our children the humility of confessing our sins if we have been angry with them. Este un timp foarte oportun când trebuie să modelăm în copii lucrarea aceasta ca ei să fie liberi să mărturisească dacă au păcătuit. So I might say to my little son, I'm sorry that daddy humiliated you today in front of our guests. Și poate că eu ca și tată zic copilului în momentul acela înainte de culcare, uite, îmi cer iertare pentru că eu te-am umilit față de musafiri. I did it because I was embarrassed by your behavior. Și eu te-am umilit în fața musafirului pentru că mi-a fost rușine de comportamentul tău. And at that moment I was not serving you, I was serving me. Și în momentul acela eu nu slujeam ție, eu îmi slujeam mie. You needed to be corrected, but I did not need to humiliate you. Tu trebuia să fii pedepsit, corectat, dar nu trebuia ca eu să te umilesc. I'm sorry, please forgive me. Și eu ca tată zic, îmi cer iertare, te rog iartă-mă. You know, the scripture says that if anyone says he has no sin, he's a liar and the truth is not in him. Știți că Biblia spune că dacă cineva zice că n-are păcat, e un mincinos și adevărul nu este în el. But some of our children have never heard their dad acknowledge sin. Unii din copiii noștri niciodată nu l-au auzit pe tatăl lor mărturisindu-și păcatul și greșeala. Never heard those simple words, please forgive me. Niciodată n-au auzit cuvintele acelea simple, te rog să mă ierți. There are those times of rising up to face a new day. Există momentele acelea apoi în casele noastre când noi ne sculăm și stăm în fața unei zile noi. It's a wonderful time to seize for the gospel. Este un moment excepțional când noi trebuie să privim la Scriptură. We want to meet the new day with prayer and with gratitude to God. Vrem să întâmpinăm acea nouă zi cu rugăciune. We want to take
take up once again the challenges of living in a fallen world. Iarăși vom lua provocările acestea care sunt de a trăi într-o lume căzută în păcat. So it's a time to talk to our children about God. Așadar este un moment oportun pentru a vorbi cu copiii noștri despre Domnul. Those first morning prayers are a wonderful time to pray with your children over the temptations that they will face in the day that lies ahead. Așadar acolo în momentul acela dimineața este un timp oportun să te rogi cu copiii pentru ispitele care le stau înainte lor în parcursul zilei. You know your children. Vă cunoașteți copiii. You know what things are going to happen during the day. Știți ce se va întâmpla pe parcursul zilei. And you know the child that has a complaining spirit. Știți copilul care tot timpul bagă de vină, tot timpul complains. Or the one who gets cross with others. Sau unul care tot timpul se enervează pe celălalt. Or the one that has these over the top emotional meltdowns. Sau copilul acela care dintr-o dată izbucnește în plâns, e foarte sensibil, emoțional. We can talk to the kids about that in those early morning prayers. E bine, putem vorbi cu acești copii în momentele acelea dimineața. Let's pray that God will help you today. Să-i spui, uite, haide să ne rugăm ca Dumnezeu să te ajute astăzi. Let's pray that God will help you not to have a complaining spirit. Să te ajute Dumnezeu ca astăzi să nu ai un duc din acesta de cârtire, de a băga de vină. And when you're struggling with that, come to mommy, come to daddy, and I will pray with you. Și atunci când va veni duhul de cârtire, de complaining, să vii la mama și să ne rugăm împreună. There are also those times of informal instruction that take place as we walk along the road. Există apoi iarăși momentele acelea când sunt nestructurate neapărat, dar informale, când pur și simplu noi călătorim în stânga și în dreapta. Now probably most of us don't really walk along the road, do we? Mulți dintre noi nu mergem pe șosea. Because we're afraid of getting run over by somebody. Pentru că ni frică să nu ne calce mașina. So we could contextualize this and say we're riding along in the vehicle. Dar putem contextualiza pasajul acesta că noi nu mergem pe jos, dar mergem cu mașina. The point is the family is moving from one place to another place. Ideea este că familia se mută de la un punct la altul, călătoresc. In ancient Israel they did it walking along the road. În vremea Israelului ei umblau pe marginea drumului. We do it riding along in our SUV. Noi mergem cu SUV-ul nostru, cu mașina noastră. But the point is we have this travel time. Ideea este că avem acest timp de călătorie. And those are wonderful times for talking to our children about the ways of God. Acestea sunt momente excepționale când noi putem să vorbim cu Dumnezeu despre lucrările Domnului. If you're riding along with a child, maybe you're taking him to baseball. Poate că îl duci la o activitate sportivă. And it's a marvelous opportunity. You're going to be in this vehicle for the next few minutes. Și e o posibilitate deosebită, un moment oportun când petreci cu el câteva minute. It's a wonderful time to talk to him about God's goodness and God's ways. Sunt minunat când poți vorbi cu el despre Domnul și lucrările Domnului. And to help him to interact with the joys and struggles of life in ways that reflect the beauty of God's truth. Ca el să poată interacționa cu lucrările Domnului, cu modul cum Dumnezeu lucrează, cu frumusețea Domnului. It's such a shame to lose those moments with you listening to the radio and him listening to something on his MP3 player. Este o rușine că în momentele acelea oportune noi ascultăm la radio și copilul în spate ascultă la treburile lui cu căștile în urechi. I want you to notice something with me. Aș vrea să notați ceva împreună cu mine. Did you notice that Deuteronomy 6 frames the entire day with talking to our children about God? Dacă observați Deuteronom capitolul 6 ne vorbește de toate experiențele care pot exista într-o zi ca noi în acele experiențe să vorbim de Domnul. In the morning when we rise up we talk about God. Când ne sculăm dimineața vorbim cu Domnul. And we're sitting around the house. We talk about God. Apoi stăm prin casă, vorbim de Domnul. We're walking along the way, we talk about God. Apoi călătorim, iarăși vorbim de Domnul. We're lying down at night and closing the day, we talk about God. Ne tragem înapoi acasă, ne culcăm, ne punem în pat, iarăși vorbim de Domnul. The entire day is framed by talking about God's goodness and God's ways to our children. Întreaga zi cu experiențele ei este pur și simplu înaintea noastră ca noi să vorbim de Domnul copiilor noștri. Now I'm not talking about non-stop lecturing. Nu vorbesc acum de o lectură din aia non-stop, în continuu să fim, să învățăm pe copii. But I think of it as providing an interpretive lens for your children.
Dar ideea este că trebuie cu înțelepciune să găsim momentele oportune. Providing for them ways of looking at life and looking at the world that are distinctly Christian. Pentru că apoi ei să înțeleagă modul cum trebuie să gândească, modul creștin distinct în această lume. I remember when I was a child, I took my father's binoculars apart. Mi-aduc aminte când eram copil, eu am luat binoclul lui tata. I never did get them back together. Și le-am împărțit, l-am despachetat sau cum se but zice. Found, și nu l-am mai pus împreună. Inside the binoculars I found this prism. Și acolo în binoclu am găsit acea lentilă. And I had wonderful fun with this prism. Și am avut un timp fain cu această. Because I could hold it up to the light. Și pentru că puteam să o țin la lumină. And this rich spectrum of color would break out. Și spectrumul acesta de culori diferite se vedea. And that's what we're doing with our children. Exact lucrul acesta noi îl facem cu copiii. We're holding God's word before the light of ordinary daily living. Noi punem cuvântul lui Dumnezeu în lumina zilei. And we're letting this rich spectrum of color and truth fall out. Și lăsăm apoi diversitatea aceasta și spectrumul acesta de lumini, de culori diferite să iasă la iveală. I remember one day we were building our house. Mi-aduc aminte că atunci când am construit casa noastră. And we had had a terrible thunderstorm. Și am avut o furtună grozavă. And we were racing home in the midst of this storm. Și noi fugeam spre casă în mijlocul acestei furtuni. And the sunny day had become black with clouds. Și ziua aceea însorită a devenit dintr-o dată o zi norată cu It was so dark that we needed the lights on the truck to drive even in the daytime. Și măcar că era zi, așa s-a negrit și s-a norat afară că am avut nevoie de lumini la mașină să vedem. And we drove by this building and a bolt of lightning struck the building. Și am condus pe lângă o clădire unde dintr-o dată am văzut cum a fulgerat peste această clădire. And in the midst of the storm and the darkness of that day, suddenly there was this flash of light. Și în mijlocul acestei zile negrite, norate, dintr-o dată a fost o lumină care a venit din cer. Light that was so bright it would blind you. O lumină care a fulgerat așa de puternic încât putea să te orbească. But it was just a second, a flash of light and then the darkness again. Dar a fost doar o secundă, o lumină grozavă și apoi iarăși întuneric complet. And we fell into conversation as we drove along about how that was a picture of God for us. Și apoi noi am discutat cum aceasta este o imagine despre Dumnezeu. Because the scripture says God dwells in unimaginable light. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu locuiește într-o lumină care nu se poate descrie. And if you think about it, God has created the world in such a way that the world is designed to display God to us. Și dacă vă gândiți, întreaga creație e ca să ne-l prezinte pe Dumnezeu nouă. It's hard to think of any created thing that is not used in the Bible as a way of displaying something about God. E greu să te gândești la ceva care e creat și care nu arată măreția lui Dumnezeu. I mean, we have paths and doors. Noi avem uși, drumuri, trees and grass. Avem iarbă, avem copaci, avem sheep, flowers. Avem animale, flori, hills, mountains, munți, dealuri, stars, sun, moon, stelele, soarele, luna, our physical bodies, heads, chiar hands, și trupurile noastre, feet, mâini, picioare, I mean, capul. Everything in the creation is used to display God to us. Absolut in the totul în creație ne este ca să îl prezinte pe Dumnezeu. And that means we can get from wherever we are to God with our children. Și asta înseamnă că oriunde suntem în creație, noi putem să privim și să-l vedem pe Dumnezeu. So we want to be infusing all of life with this understanding that the ways of God are everything for us. Așadar, noi vrem să ne folosim de aceste momente ca să infuzăm lumina lui Dumnezeu în familie, în copii și așa mai departe. In fact, Deuteronomy 6 even goes so far as to say that truth about God is to inspire the way our homes are decorated. De fapt, Deuteronom capitolul 6 merge până acolo încât vorbește că adevărul lui Dumnezeu trebuie să fie parte chiar și din felul cum
casele noastre sunt decorate. So that even the house itself becomes part of the message about what really matters and what makes life truly life. Așadar, până și casa cu mobila ei și cu decorul ei devine mesajul acesta despre ce e important pe pământ. Now I want you to notice with me that Deuteronomy chapter 6 is not just about content that is transmitted through some disconnected speaker. Some person who's disconnected from the truth. Vreau să înțelegeți că acest mesaj nu este transmis nouă de către o persoană care nu le înțelege. You know, you watch the news sometimes on television. Câteodată te uiți la news și vezi știrile. And you know the newscaster is reading off of a teleprompter. Și știți că cel ce prezintă știrile citește de pe un teleprompter. And he might read of some terrible tragedy in some part of the world. Și el citește de anumite tragedii care se întâmplă undeva pe fața pământului. But there's no crack in his voice. Dar nu există nicio deznădejde sau supărare no, în vocea lui. No tears in his eyes. Nu există lacrimi în ochii lui. He's just reading the news. El doar citește news-ul, tragediile. It's not his story. Nu-i povestea lui. It's someone else's story. E povestea altora. But the truth of God has to be delivered by someone who has personally embraced these truths. Dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie transmis de către cineva care le trăiește, care le îmbrățișează aceste adevăruri din Biblie. If you're going to bring God's word to your children, the words have to be life for you. Dacă tu ești în poziția să aduci acest cuvânt în viața copiilor, tu trebuie să fii cel care le trăiești, îi viață în tine acest cuvânt. We hear that in verses 4 and 5. Auzim versetul 4 și 5. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este singurul Domn. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, sufletul și puterea ta. The foundations of this instruction we bring to our children is not just conceptual. Fundația și adevărul pe care noi îl ducem copiilor nu este ceva doar conceptual la nivelul minții. It's profoundly spiritual. Este profund spiritual. Your love for God is the foundation of everything you have to say for your children. Dragostea ta față de Dumnezeu este fundația pentru tot ce vei spune copiilor tăi. You can't impress the fame of God on your children if you're not impressed with him yourself. Tu nu poți să vorbești despre slava lui Dumnezeu copiilor tăi și ei să înțeleagă cu adevărat dacă tu nu înțelegi și nu o trăiești tu slava lui Dumnezeu. The truth of God must melt our hearts. Adevărul lui Dumnezeu trebuie să transforme inima noastră. The sovereign power of God must bring us to worship. Puterea suverană a lui Dumnezeu trebuie să ne aducă pe noi în momentul închinării. The incredible mercy and grace of God has got to make us have awe and reverence for God. Mila și îndurarea și harul lui Dumnezeu trebuie să ne aducă pe noi la un punct de reverență. It's got to produce in us a profound love for God. Trebuie să producă în noi o dragoste față de Dumnezeu. Because if God's word is not dear to you, pentru că dacă cuvântul lui Dumnezeu nu ți este drag ție, it will never be important to your children. Nu va fi important și drag pentru copiii tăi. It begins with you and me as parents and grandparents being dazzled by God. Începe cu aspectul acesta că noi ca și părinți trebuie să fim impresionați de Dumnezeu. The very next verses in Deuteronomy make this point. Următorul verset din Deuteronomii face următorul punct, adevăr. These commands that I give to you today are to be upon your hearts. Toate poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Impress them on your children. Să le întipărești în mintea copiilor. See, the things that you value the most highly are on your hearts. Vedeți, lucrurile pe care sunt importante pentru dumneavoastră, le ai în inimă. Your heart is tied to whatever you treasure. Inima ta este strâns legată de ceea ce pui preț. And if we are going to show our children the goodness of God's ways and God's truth, we've got to be impressed by God ourselves. Dacă trebuie să arătăm copiilor noștri adevărurile lui Dumnezeu, trebuie noi să le trăim. Your communion with God is so important. Legătura ta cu Domnul este așa de importantă.
your sense of being satisfied with all that God is for you in Christ. Modul prin care tu vei fi satisfăcut de Dumnezeu și de Hristos. Your love of God that motivates you to say no to yourself and live a life of obedience is so essential for your children to see. Dragostea față de Dumnezeu te va face ca să renunți la tine însuți și apoi copiii să vadă dragostea pe care tu o ai. Your sense of the goodness and mercy of God. Sensul prin care tu înțelegi bunătatea și dragostea Domnului. Your experience even in the midst of trials of joy that is unspeakable and glorious is so important. Este așa de important chiar și atunci când suntem încercați să se vadă această dragoste și apropiere de Domnul. There's something more here than just concepts and ideas. E mult mai mult în pasajul acesta decât doar niște concepte și niște idei. It has to be your heartthrob. Trebuie să fie în inima ta. The ways of God and the truth of God have got to be upon your hearts. Poruncile acestea trebuie să le ai în inima ta, versetul 6. If you're going to impress them on your children. Ca apoi să le poți întipări în mintea copiilor tăi. We will impress something on our children. Acum adevărul este că noi vom întipări ceva în mintea copiilor. Our children will leave our homes knowing what's important to us. Copiii noștri când vor părăsi casele noastre, ei vor pleca știind ce este important pentru noi. And we want the ways of God and the truth of God and the necessity of living before God to be what is on our hearts. Și noi am vrea așa de mult ca Domnul să fie în inimile noastre. Richard Edwards was the grandfather of Jonathan Edwards. Richard Edwards a fost bunicul lui Jonathan Edwards. And like Jonathan Edwards, he was also a minister of the gospel. Și ca și Jonathan, el a fost un predicator al Evangheliei. And Jonathan Edwards says that his grandfather was a man who in the presence of God appeared not only to believe, but to delight. Și Jonathan Edwards mărturisește despre tatăl, despre bunicul lui că era prezența Domnului în viața bunicului, era ceva care nu numai să crezi, dar să te bucuri. See, delighting in God is more persuasive than many words. A te bucura în Dumnezeu e mult mai mult decât doar niște cuvinte. So the rich truths of God must fill your heart. Dar adevărul, bogăția adevărului lui Dumnezeu trebuie să-ți umple inima. Surrender to God must motivate you to live a life of love for God and obedience to God. Supunerea față de Dumnezeu trebuie să te motiveze la iubire și la trăire pentru Domnul. The wonder of God's grace has got to fill your heart with joy and wonder that he would love you. Măreția lui Dumnezeu trebuie să ne umple inimile. Because this is what will give weight to your words as you teach your children. Pentru că doar acestea îți vor da greutate cuvintelor tale în învățarea copiilor. There's another aspect of this that we did not read about at the end of the chapter. Există un alt aspect în capitolul acesta care încă nu l-am citit. Moses says eventually your sons will come to you and they will say, "What is the meaning of these commandments that the Lord gave us?" Moise vorbește că la un moment dat copiii evreilor, copiii voștri vor veni și vor întreba care este însemnătatea la toate aceste lucruri. They will come asking why do we live the ways that we live? Ei vor pune întrebări, de ce noi trăim așa cum trăim diferit? Why do we follow these commandments and statutes? De ce urmărim noi, de ce urmăm aceste porunci? It's a question parents face from their children, especially teenagers. E o întrebare pe care părinții o aud din partea copiilor și mai ales adolescenților. They come to us sometimes saying, "Why do we have to do all these things?" Ei întreabă copiii, de ce trebuie să facem noi cu tare și cu tare? Why do we go to church all the time? De ce mergem tot timpul la biserică? Why are we the only family in the entire city that only watches G movies? De ce noi suntem singura familie care ne uităm mai rar la televizor? And Moses says, "Tell them we were once slaves of Pharaoh in Egypt." Și Moise zice, uite, spune-le că voi ați fost robi în Egipt. And God brought us out with his mighty outstretched hand. Și Dumnezeu v-a scos de acolo cu mână puternică. See, what he's saying is the choices we have made are because the grace of God has come to our family. Așadar, toate deciziile pe care noi le facem acum e pentru că harul lui Dumnezeu s-a arătat față de noi. God's redemptive mercy has
come to us. Harul răscumpărător al lui Dumnezeu a venit peste casele noastre. And all we could do in response to that was organize our lives around knowing God and loving God. Așadar, noi nu putem decât să ne organizăm viețile în jurul Dumnezeului acestuia minunat. You see, the failure of Judges chapter 2. Vedeți așadar tragedia din Judecători capitolul 2. Was because they failed to do what God called them to do in Deuteronomy chapter 6. E pentru că ei nu și-au îndeplinit mandatul și porunca din Deuteronom capitolul 6. They failed to root the thinking of their children in rich biblical soil. Ei au greșit și nu și-au îndeplinit mandatul de a înrădăcina pe copiii lor în Sfintele Scripturi. And this is a matter of greatest importance for everyone in this congregation. Și aceasta este o lucrare importantă pentru toți cei care suntem aici în această adunare. Because of the heritage of First Romanian Pentecostal Church is going to be passed on. Pentru că dacă vrem ca și moștenirea la prima biserică pentecostală din Seattle să fie dusă mai departe, then the families in this church must be doing what Deuteronomy calls them to do. Atunci familiile din această biserică trebuie să facă ceea ce Deuteronom capitolul 6 ne mandatează, ne poruncește să facem. You must be talking about God and God's ways to your children all the time. Trebuie să vorbești copilului tău de Domnul și lucrările Domnului tot timpul. When you rise up in the morning, you're talking to them about God. Când se trezește dimineața, vorbești de Dumnezeu. When you're sitting around the house, you're talking to them about God. Când stai prin casă, iarăși povestești de Dumnezeu. When you're riding along in the van, you're talking to them about God. Când mergi pe șosea în mașină, iarăși vorbești de Domnul. When it's time to go to bed at night, you're talking to them about God. Când e timpul să mergem la culcare, iarăși vorbim de Domnul. That's essential if one generation is going to follow the next in the ways of God. Și asta este esențial dacă vrem ca generația care vine să urmeze pe Domnul așa cum și noi l-am urmat pe Domnul. And you want that, don't you? Doriți lucrul acesta, nu? You want to see one generation after another following God in this place. Vrem ca copiii noștri și nepoții noștri să iubească pe Domnul în această adunare. This is one of the most important callings God has given us as parents. Și aceasta este cea mai importantă chemare pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă părinților. To bring God to our children. Să-l aducem pe Dumnezeu în viața copiilor. Continually, patiently, graciously bring God to them. Cu răbdare, cu dragoste, cu har să-l aducem pe Domnul în casele noastre. To teach them that they are sinners in need of grace. Trebuie să învățăm pe copii că ei sunt păcătoși și au nevoie de harul lui Dumnezeu. To show them the marvelous grace of God in Jesus Christ. Să le arătăm lucrările minunate care Dumnezeu le-a făcut în Isus Hristos. To urge upon them to repent and believe in Jesus. Nevoia de pocăință apoi ca ei să se pocăiască și să creadă în Isus. And to disciple them into lives of obedience to God and following God's ways. Și apoi să-i ucenicizăm ca ei să-L iubească pe Domnul cu adevărat și să fie ucenici. It's the most important calling God has given. E cea mai importantă chemare pe care noi o avem ca părinți. Now, I know I'm looking here and I see that some of you are people like me. Mă uit la dumneavoastră și realizez că voi sunteți oameni ca și mine. You're in your 60s and 70s. Aveți vreo 60-70 de ani. Maybe some in their 80s. Unii chiar poate 80 de ani. We're not raising children anymore, are we? Noi nu mai creștem copii astăzi. But this passage speaks to us, doesn't it? Dar pasajul acesta ne vorbește chiar și nouă. Because this passage tells me how I need to be praying for the young people in my church and the young people in this church who are raising families. Pentru că pasajul acesta îmi vorbește cum eu trebuie să mă rog pentru cei care cresc copiii din adunarea noastră. It tells me how I ought to be encouraging young men. Îmi vorbește despre cum eu trebuie să încurajez pe acești părinți tineri. And as an older man in the congregation, I can go to a young man and say, "Did you train your children this week?" Și ca și un om mai în vârstă din adunarea mea, eu mă duc la părinții tineri și îi zic că săptămâna aceasta tu ai învățat pe copiii tăi despre Domnul. So those of us who are no longer raising children, we can embrace this teaching
and use it as a means of prayer for the people who are raising children. Așadar, chiar și noi, cei care nu mai creștem copii, putem să împlinim acest pasaj rugându-ne și susținând pe părinții tineri. And we can come alongside them and strengthen their weak arms and their feeble knees and help them at this task. Putem să venim lângă ei și să-i susținem, să le ridicăm mâinile și să-i sprijinim atunci când genunchii lor obosesc și sunt obosiți. Now, as I speak to you about showing God's ways to your children. Așadar, în timp ce eu vă vorbesc despre lucrarea aceasta, every true Christian in this room says, "Yes, I want that." Fiecare creștin din locul acesta va zice, "Da, și eu vreau să se întâmple așa în viața mea." And do you know why you want it? Știți de ce vă doriți lucrarea aceasta? You want it because of what Romans 7 says. Vreți lucrul acesta pentru la ceea ce Romani capitolul 7 ne zice. Romans 7 says in my inner being I delight in the law of God. Romani capitolul 7 zice că înăuntru în duhul meu eu îl doresc pe Dumnezeu, îl vreau pe Domnul. But Paul also reminds us in Romans 7 there's another law at work in me. Dar Pavel ne vorbește acolo în Romani 7 că mai există ceva în trupul, în viața mea, o altă lege. You know your weakness. Vă cunoașteți slăbiciunile. You know your failures. Vă știți acolo unde ați greșit. And even as I talk to you about these things tonight, you have this sense, I haven't done this faithfully enough. Și chiar în timp ce eu vă vorbesc, probabil voi intrați în detaliu și spuneți, da, uite, eu nu am făcut lucrul ăsta cum trebuie. And I want to do a better job. Dar vreau să fac o lucrare mai bună. I want to be more faithful in this task. Vreau să fiu mai credincios în această poruncă, în acest mandat. And we need to come to God with our weakness. Și trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu chiar și cu slăbiciunile noastre. We need to pray, "Oh Lord, I want what you want for me." Și trebuie să ne rugăm, Doamne, doresc și eu de la mine ceea ce tu dorești de la mine. I want to do Deuteronomy 6. Vreau să împlinesc Deuteronom capitolul 6. I want for my children to love you. Vreau ca copilașii mei să te iubească pe tine. I want them to know your ways. Să te cunoască pe tine, Doamne. I want to be a faithful dad. Vreau să fiu un tată credincios. A faithful mom. O mamă credincioasă. And I know that I'm weak. Știu, Doamne, că eu sunt slab. And I know without you I can do nothing. Și știu că fără tine, despărțit de tine, nu pot să fac absolut nimic. And I know there are many things that get in the way of me being a dad, a mom that brings God's truth to my kids. Știu că există atât de multe lucruri care mi se înfață și mă împiedică să îndeplinesc chemarea și menirea ca tată sau mamă. And help me to lay all these idols at your feet. Ajută-mă ca aceste lucruri care mă împiedică, acești idoli, să le pun la picioarele tale. My compulsive self-love. Dragostea de mine. My visions of success. Viziunea mea de succes. My desire for ease and convenience. Dorința mea de o viață mai ușoară și convenientă. I come to you with my desire to be entertained. Vin și pun la picioarele tale chiar și dorința de a fi entertained. And my desire to have a break. Chiar și dorința mea de a mă da înapoi de la mandatul acesta. And I ask you for your grace and your power. Și cer pentru harul tău și puterea ta, Doamne. Because I know that Jesus Christ came and lived and died for me. Pentru că știu că Domnul Iisus Hristos a venit, a trăit și a murit pentru mine. And he came to forgive me. Și a venit ca el să mă ierte. And to cleanse me. Să mă curățe. And to transform me. Să mă transforme. And to put His Spirit in me. Și apoi să mă umple de Duhul Sfânt. Ca apoi să ascult de tine. And I want to know you. Vreau să te cunosc, Doamne. I want to know your joy. Vreau să cunosc bucuria ta. I want to bring you to my kids. Vreau să te aduc pe tine, Doamne, în viața copiilor mei. Oh, may God give us grace. Dumnezeu să ne dea harul său. Amen. Amin, amin.